Zeci de întreprinderi municipale care sunt responsabile de gestionarea fondului locativ neasociat se află în stare de insolvabilitate, iar instanța de judecată a numit noi administratori care să recupereze datoriile care s-au format încă din anul 2007. Declarația a fost făcută astăzi de către șeful Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare Petru Gontea în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. 23 de întreprinderi municipale au datorii de circa 650 de milioane de lei față de Termoelectrica. 430 de milioane din această sumă țin de diferențele de volum ale apei calde înregistrate de contoarele individuale și cele de la intrarea în blocurile locative, iar o altă parte a acestor datorii sunt cauzate de faptul că unii locatari nu achită pentru serviciile care le sunt prestate. Din 650 milioane, care de fapt era acum, sumele sunt mai mici, 220 erau datoriile populației, care de fapt fiecare din cei care au acumulat datorii a fost atacată în judecată de mai multe ori, atât de către Termoelectrică cât și gestionarea fondului locativ, și rest 430 în datoriile la diferență de volum. O soluție ar fi comasarea acestor întreprinderi ca în loc de 23 să fie doar 10. Comasăm întreprinderi municipale sau în 2 sau în 3, din 23 să facem 10, să le transmitem prin decizie Consiliului, să le mărim statele personal la prestări servicii, să transferăm până când se activează, până o să intre în vigoare legea locuinței, adică formarea asociației locatari și condominiu, să le transferăm pe an, doi la prestări servicii. Asta ar fi o ieșire ca să nu depindem de Termoelectrica. Consilierii locale susțin că toate aceste datorii au apărut din motiv că nu a fost reglementată procedura dintre furnizor și consumator. Dați să vedem ce putem noi astăzi să facem ca prima etapă. Să stopăm, să rupem acest lanț vicios între trecutul acestor întreprinderi municipale. Ce putem face astăzi ca această datorie să nu crească și să reglementăm acest domeniu care, dacă intră de competența noastră, pe viitor, ca să nu fie aceste diferențe de tarif și de toate celelalte. Eu propun la nivel de conducerea primăriei să fie invitați conducerea Termoelectrica, conducerea direcției domnul Gontea și toți liderii de fracțiuni. Și într-un cerc mai restrâns, eu sunt convins că se poate ajunge la un numitor comun. Precizăm că cele 23 de întreprinderi municipale gestionează circa 3500 de clădiri multe etajate din municipiul Chișinău.